Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre luna nouă din Gemeni de pe data de 18 iunie. O lună nouă, un eveniment despre care vom discuta mai ales la nivel teoretic, pentru că dacă te uiți de ceva timp la emisiunile mele, știi că nu sunt fan al lunii noi, pentru că luna nouă nu face mare lucru în viața noastră, însă ne poate pune pe gânduri, pentru că iată se întâlnesc soarele și luna la același grad, într-un semn, este ca și cum energia conștientă și energia inconștientă își dau mâna, se confundă, se dizolvă unul într-alta și ăla e un moment în care trebuie să devenim mult mai prezenți, da? Și să ne gândim, nu am spus de trei ori acest verb, pentru că iată vorbim de o lună nouă în semnul Gemenilor. Da? Luna nouă se petrece undeva de dimineață, pe la 7:30 și dacă e să ne uităm în astrograma momentului, deci luăm data de 18 iunie, ora 7:30 ceva de minute, punem capitala din București, asta mai ales pentru România, dar să știți că pentru mulți sunt valabile aceste previziuni. Așa, și ne rezultă o astrogramă. O astrogramă, iată, cu ascendentul în rac, ceea ce înseamnă că guvernatorul evenimentului este luna, iar luna este lângă soare, da? Că ar fi luna lângă soare, nu ar fi o problemă, că normal, la o lună nouă despre asta vorbim. Problema este că această conjuncție între luminarii, între soare și lună, este în careu cu Neptun. Și mai se întâmplă ceva în astrograma momentului, se întâmplă că luna nouă e în conjuncție cu Juno. Dintr-o dată, iată, avem o poveste pe care trebuie să o relatăm. Deci aș putea spune că nu aduce neapărat evenimente, ci că este un moment, mai ales pentru cei care sunt pasionați de astrologie și se uită la emisiuni și vor să facă ceva și sunt pasionați de ritualuri, de intenții, să folosească momentul. Da? Uitându-mă iarăși așa la întreaga astrogramă, să știți că mie nu-mi place. Nu-mi place deloc, aș putea spune, odată când ai o lună nouă în casa 12-a, are legătură cu subconștientul nostru, are legătură cu mintea noastră, are legătură cu trecutul, are legătură cu ruminațiile, pentru că ce face arhetipul Gemenilor? Gândește și nu se potolește niciodată și mai vrea și mai vrea și mai vrea și mai schimbă și mai schimbă și mai schimbă, da? Ori luna vrea emoții. Când o pui în arhetipul Gemenilor, e foarte cerebrală, e foarte rațională, e foarte logică. Nimic nepotrivit până acum, nimic neplăcut, minunat. Doar că luna, când este în careu cu Neptun și soarele, da, iată, această lună nouă în careu cu Neptun, mintea noastră este turmentată. Da? Ideile despre viață, despre trecut, despre ce ne înconjoară, sunt turmentate și astea. E un fel de mahmureală din asta în gândire care ne poate face foarte mult rău. Da? Și se mai întâmplă, după cum îți spuneam, încă un aspect important, luna nouă este lângă Juno. Ei bine, da! Și Juno în mitologie are foarte multe implicații. Pe scurt, să ne aducem aminte, Juno sau Hera era soția lui Jupiter. Ea nu și-a dorit să căsătorească cu Jupiter, dar Jupiter, cum era zeul zeilor, s-a transformat într-un cuc, s-a dus la ea, a păcălit-o și au trebuit să facă o uniune. Și a făcut-o soția lui. Da? A devenit regina zeilor pe vremuri. Da? Și ei doi s-au căsătorit și aveau o relație. Problema este că Jupiter, bineînțeles, știm cu toții din mitologie, era cel care zicea cum să trăiești corect, dar el le încălca pe toate, că de acolo a pornit și dublu standard. Și el o înșela pe Hera, pe Juno, pe unde apuca. Pe unde apuca. Iar asta Hera, reprezentând și căsătoriile și femeile căsătorite, zeița căsătorilor, zeița logonicilor, zeița mamelor, da, efectiv se înfuria și pe care o prindea, da, femeile cu care Zeus o înșela, le schingiuia, le chinuia, le condamna la o viață plină de chinuri, da, efectiv era crudă. Era dură, nu avea pic de compasiune nici măcar pentru femeile însărcinate, da? Pentru femeile care urmau să nască copiii lui Jupiter. Și vedeți voi, ea fiind înșelată permanent, a devenit, iată, furia întruchipată, suferința întruchipată, ce să vă spun, detașarea nemaipomenită. Într-o parte noi putem judeca foarte mult pe Juno, pentru că iată ce avea cu săraca, cu săracele femei, să zicem așa. Dar dacă stăm bine și ne gândim, ea își făcea dreptate singură, pentru că nimeni nu-i făcea dreptate. Nimeni, și la un moment dat, din cauza faptului
că era înșelată permanent, deși era considerată o zeiță frumoasă și arătoasă și nemaipomenită, devenise invidioasă pe toate femeile din jurul ei, inclusiv pe Afrodita. Da? Deci Juno are și partea aceasta cu zeița zeițelor, cu căsătoriile, cu femeile, cu logonicele, cu familia, da? Dădea niște legi foarte importante pentru oamenii de pe vremurile respective, însă are și partea aceasta de violență, de furie, de cruzime, de gelozie și de invidie. Da? Cine suntem noi să o judecăm pe Juno? Cred că așa se întâmplă și sunt multe cazuri în care avem acest arhetip în relație, adică în multe dintre căsătorii apare această poveste în care cei doi se întâlnesc, se căsătoresc, au relație, dar unul dintre parteneri, câteodată, iată, partenerul de sex masculin o înșeală pe femeie și femeia are un rol și nu poate să plece de acolo. Și ce face? Se chinuie pe sine însăși, da? E bine, povestea are și părți bune și părți neplăcute. Această Juno e foarte bună la jocuri politice, după cum v-am mai spus, la strategii, însă în același timp ea stătea tot timpul să-și imagineze ce le face ăstora și căuta tot felul de metode, da? Pentru că Zeus la un moment dat pe una dintre iubite a transformat-o într-o văcuță, într-o vacă, cum îi zicea pe vremuri așa, și Juno a dorit-o și a găsit-o și nu vă las să citiți mitologie. Cert este că atunci când avem Juno lângă luna nouă, înseamnă că undeva ne vom simți trădați. Dar știți de ce ne vom simți trădați? De propria minte. Juno în conjuncție cu luna nouă o să ne arate că undeva ne-am înșelat și ne-am trădat singuri și vom deveni supărați și vom rumina. Ruminațiile din jurul datei de 18 iunie, să știți că vor fi toxice. Am putea spune că vor fi precum un drog, vor fi precum o adicție, da? Și mai toată această conjuncție, Soare, Lună, Juno, în care eu cu Neptun ne păcălim, ne înșelăm, ce să vă spun, stăm să ne gândim la tot felul de scenarii și ne imaginăm noi, că na, fiind aceste aspecte fiind pe semne mutabile, iată, Soare, Lună, Juno în Gemeni și Neptun în Pești, ne gândim și ne imaginăm și țesem, știți cum este, cum sunt ruminațiile? Ți-ai făcut, aici ai o activitate, ai un gând și tu țești în jurul gândului și țesi. Problema mare este că la un moment dat ajungi să crezi ruminațiile respective, ajungi să crezi scenariile tale și începi să acționezi în funcție de acestea și le comunici oamenilor fanteziile tale, le comunici oamenilor ce crezi tu și acționezi și tu în funcție de acestea și îi faci și pe ei să acționeze la fel. Și la un moment dat vă veți trezi, da? Și vei ajunge într-un punct în care îți vei da seama de boacănea pe care ai făcut-o și în loc să încerci să descoperi de unde a venit nevoia asta atât de puternică, vei începe să-i acuzi pe toți că ei ți-au făcut, te victimizezi, da? Deci, mai ales cei care vă știți, cu marcaj mutabil în astrogramă. Iată, avem Gemeni, avem Fecioară, Săgetător și Pești. Mai ales aceștia, dacă vreți să vă jucați cu această lună nouă, vă recomand să vă dați seama de unde apare anxietatea asta și nevoia de a rumina. Da? Eu sunt orice om, absolut orice om, când a auzit o veste sau a trecut printr-un eveniment, a început să gândească, mintea lui a început să facă scenarii. Cum să vă spun? Fără să-i spuneți voi sau fără să aveți control. Pur și simplu, deci mi-a trimis un mesaj, nu mi-a pus și inimioara la mesaj, înseamnă că nu mă iubește, înseamnă că mă părăsește, înseamnă că mă înșală, înseamnă că nu-i mai pasă de mine, înseamnă. Și pe urmă persoana respectivă o să vină probabil acasă sau așa, o să vă întâlniți și o să vă spună, mai am avut o ședință, a durat mai mult, îmi pare rău. Și o să ziceți, deci am luat-o eu razna. După care ce ziceți? Sigur m-a mințit, asta e cea mai bună minciună. Atenție că pot exista și minciuni. Nu zic nu, că o lună nouă în Gemeni în care eu cu Neptun vine și cu minciuni la pachet și cu, bineînțeles, ne mințim pe noi în primul rând. Dar atenție să nu lăsăm să inventăm noi niște minciuni. E un risc, de aceea e important cu ascendentul rac al acestei luni noi să stăm cu noi să vedem ce simțim. Să vedem, simțim furie, simțim frică. De ce simțim furie? De ce simțim frică? De ce ne este frică? Și trebuie să ne dăm seama, păi undeva în copilărie poate am fost abandonat, undeva în copilărie poate am fost respins, undeva am fost trădat într-o relație și de atunci consider că voi fi trădat în toate relațiile, undeva n-am primit iubirea pe care o așteptam și acum simt că nu o să mă iubească nimeni și tot așa. Adică noi ne-am pus în niște ipostaze să ne recreem anumite scenarii.
asta face o lună nouă în casa 12-a lângă junul. Să considerăm că suntem trădați permanent și înșelați și păcăliți și mințiți, da? Dar nu cumva ne-am mințit noi? Nu cumva ne-am păcălit noi? Nu cumva noi am crezut ceva ce nu există? Și ruminăm, ruminăm, știți cum stați acolo și mergeți pe stradă și stați prin casă și aveți prea mult timp liber și ce faceți? Eu țin minte când eram studentă și pe hol, pe holul căminului, stăteam la discuții și ne imaginam și țeseam și cream și, aoleu, ce era mintea noastră atunci de student, nu s-a întâmplat nimic din ce credeam noi atunci, da? Deci, efectiv, mintea umană poate să fie și un mare aliat, dar și un mare dușman. E adevărat, câteodată nu o putem controla, dar la un moment dat, dacă știți cum este cu neuroplasticitatea, dacă azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic, răspoi, mâine un pic, dacă stai și te gândești, iar la o raznă acolo, iar la o raznă acolo, cu timpul îți vei da spațiu între tine și reacție, da? Deci aveți mare grijă să nu care cumva să vă credeți propriile scenarii care sunt destul de păcătoase. Și mai face ceva luna asta nouă în Gemeni în care o cu Neptun, pentru că, bineînțeles, va avea implicații și la nivel mondial, nu doar la nivel personal, se vor crea niște alianțe foarte păcătoase unele pentru altele. Că pentru noi, noi nu mai zicem nici că suntem obișnuiți deja atât la noi în țară sau în alte țări, dar alianțe, dar parteneriate, dar conexiuni care nu sunt ceea ce par. Problema este că undeva alianțele astea, cele două părțile, nu sunt neapărat două, poate mai multe, știu că nu duce nicăieri, știu că se va întâmpla ceva nasol, dar se trezesc într-o situație în care trebuie să facă compromisuri și vor fi tot felul de alianțe politice, sociale, de care vreți voi, da? Și se vor trăzi părțile la un moment dat, efectiv să se urască unii, cum să vă spun, să se judece unii pe alții, să încerce să se răzbune, pentru că Juno, foi, de capul meu era răzbunătoare până în măduva oasei, suferința și furia provocată de faptul că a fost înșelată, că a fost rădată și că era mințită, așa, Jupiter la un an, nu înțelegea, domnule, de ce, nu înțelegea de ce femeia lui e atât de supărată și răzbunătoare și furioasă, da? Știți care este de fapt una dintre... Asta era o relație foarte toxică și trebuie să ne gândim în vremurile astea de ce Juno ar sta într-o asemenea relație, doar pentru a-și păstra un statut. Pentru că sunt multe cazuri, din păcate, în jurul nostru, în care oamenii stau în relație doar pentru a păstra un statut. Și trebuie să vă gândiți, cu ocazia acestei luni noi, merită statutul ăla toată suferința? Dacă voi considerați că merită, merită. Dacă nu, mai gândiți-vă. Că aia e o combinație destul de toxică, țin să vă spun. Și mai arată ceva această lună nouă în Gemeni. Să nu mai visăm la povești. Pentru că poveștile de cele mai multe ori vin din niște traume, de la un anumit moment. Să știți că e frumos să visăm la povești de dragoste, la scenarii de amor, la idile din acestea, de roman, de cărți, ce să vă spun, e frumos să visăm. Dar câteodată ele n-au legătură cu realitatea. Și am observat de cele mai multe ori poveștile acestea, scenariile acestea sunt la femei, sunt la noi, doamnelor și domnilor, trebuie să recunoaștem că noi avem o tendință mult mai mare de a visa la povestea cenușăresei, albă ca zăpada și alte bazme pe care le citeam când eram mici. Problema e că noi din bazmele respective am luat doar ce ni se părea și cum ni se părea. Dar, ei bine, luna asta nouă în Gemeni, pentru multe dintre noi, s-ar putea să ne crească și mai mult această dorință de fantasy, că n-ai dintre definițiile acestei luni noi, e fantasy-ul, e fantezia, da? S-ar putea să ne crească fantezia, dar unele dintre noi s-ar putea să ne trezim și să ne dăm seama, băi, ce a fost în mintea noastră? N-a avut legătură cu realitatea și e cazul să ne trezim, să ne ancorăm, să fim prezente aici și de acum încolo să știm ce căutăm. Pentru că poveștile astea vin pe niște, cum să vă spun, pe niște tipare pe care le-am moștenit de undeva. Și dacă n-am primit iubire, dacă n-am fost apreciate, ce facem? Ne ducem către aceleași tipare. Știți voi, noi ne căutăm parteneri în funcție de ceea ce se întâmplă în copilărie. Dar și pentru voi, domnilor, să știți, mahmureala acestei luni noi vine și vă pune puțin la punct, pentru că voi aveți impresia că dacă îi oferiți un femei casă, masă, mașină, toate chestiile astea, Juno i s-a oferit,
era regina lumii, da? Ce ziceți? Gata, ce mai vrei? Ce mai vrei? Eu pot să fac ce vreau, dar te-am dat statutul ăsta. Și mă vă supărați că femeia respectivă o faceți nebună. E discuția pe care o ai cu bărbații care zic tot timpul, toate femeile sunt nebune. Dar gândiți-vă de ce sunt nebune, ori ați ales-o voi așa, ori pe parcurs s-a transformat. Sunt multe dinamici relaționale, din păcate, care duc la legături toxice nepotrivite. Da? Dar cert este că dacă folosim o lună nouă din asta cu intenții, cu ritualuri, gândiți-vă unde v-ați păcăli cel mai mult și e trist. Și știți cum faceți asta, să ne aducem aminte de ascendentul în rac, vă așezați undeva în căsuță, vă liniștiți și vedeți ce simțiți. Simțiți să plângeți, plângeți, simțiți furie, țipați, simțiți frică, vedeți prin corp pe unde se duce frica, da? Dați-vă timp să simțiți și s-ar putea ca mulți dintre voi, în momentul în care vă dați timp și sunteți prezenți acolo, să scoateți mulți demoni și multe fantome prin lacrimi, prin nervi, prin uitați cum mă încrunt eu acum, mă fac, puteți să aveți tot felul de reacții și să acceptați că ați fost trădați. Trădarea doare și odată că ne trădăm noi pe noi înșine și odată suntem trădați și de ceilalți. Dar un lucru trebuie să vă promiteți voi cu această lună nouă în Gemeni, că voi nu o să vă mai trădați de acum încolo. Și în momentul în care voi nu vă mai trădați, o să observați că și Universul, oarecum matematica asta, ecuațiile, adică dacă eu zic, doamne, nu mă mai trădesc pe mine însă, cu siguranță voi căuta situațiile, oamenii și situațiile și evenimente care să nu mă mai trădeze, unde să nu mai mă simt înșelat și să nu mai stau undeva doar de dragul unei idei, pentru că arhetipul gemenilor se referă la idei, la gânduri, la soluții, la povești, la diversitate, la schimbare, la adaptabilitate. Deci are și, v-am spus, ca orice în astrologie, orice este, ca în orice domeniu și în astrologie, orice este și o resursă și o vulnerabilitate. Și, dragii mei, cu această lună nouă vă invit să vă gândiți unde ați avut voi pe această Juno și pentru cei prin viață și pentru cei care se apucă de astrologie și veți citi peste tot că Juno este partenerul ideal perfect, să știți că nu e așa. În momentul în care ai Juno undeva și întâlnești partenerul acolo, cu siguranță e o relație stabilă, puternică, cum a fost și între Juno și Hera, între Juno și Jupiter, pardon, dar trebuie să aveți foarte mare grijă ca relația respectivă să se bazeze pe respect. Pentru că dacă nu se bazează pe respect, ajungeți într-o ipostază total neașteptată. Vă căsătoriți cu omul care le are pe toate, vi se pare minunat și când vă treziți în relația respectivă aveți un șoc. Pentru că omul la care nu v-ați fi așteptat, acela vă înșeală așteptările, vă trădează, vă supără și vă transformă într-o monstruozitate. Că în momentul în care ești permanent mințit, trădat și înșelat, nu ai cum pe moment să devii blând. Pe moment vei lua foc, că aia face furia. Iar altfel, vă recomand ca, iată, în jurul acestei luni noi, să nu vă păcăliți deloc, aș avea grijă la alianțe, aș avea grijă la relațiile pe care le fac. Nu uitați că Venus este în leu, se apropie de retrogradare, deci deja aș face efectele din punctul meu de vedere. Aș avea grijă cu cine intru în relație, în ce comunități ajung, ce promisiuni fac, ce parteneriate semnez, parafez. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine la următoarea emisiune.